Mai bine de 8 kg de argint confiscat. Ofițerii anticorupție au ridicat de la o firmă care activa în incinta centrului comercial unic articole din argint fără marcaje de stat în valoare de 350.000 de lei. Astfel, în urma verificărilor, s-a stabilit că întreprinderea comercializa articole de argint fără a deține licența. Bijuteriile din argint au fost transmise pentru expertiză la Camera de Stat pentru supravegherea marcării, după care vor fi declarate corpuri delicte. Potrivit codului contravențional, instanța de judecată urmează să aplice confiscarea specială, iar persoana vinovată să fie sancționată cu o amendă în mărime de până la 10.000 de lei.